Bună ziua, bun găsit, sunteți la RFI, la emisiunea Planeta Verde. Azi vorbim despre cazurile din ce în ce mai des raportate, cazuri de urși care atacă oameni în localități de munte, au fost semnalate și cazuri de vulpi și mistreți care și-au făcut apariția în zone populate de oameni, în preajma unor instituții publice, școli chiar, supermarketuri. Uneori asemenea întâlniri se soldează cu victime umane. Invitat în studio este președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, Alan Coliban, parlamentar USR, care a organizat de altfel o dezbatere pe această temă la Senat. Bună ziua și mulțumesc că sunteți lângă noi. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Pentru început aș vrea să vă întreb cum vă explicați înmulțirea acestor cazuri de animale sălbatice care, iată, își fac apariția în zone locuite de oameni. În special despre urși vorbim. În primul rând ar trebui spus că orice interacțiune dintre om și urs este purtătoare de multe emoții. Se creează într-adevăr un subiect, iată, este un subiect preluat de către presă și care din păcate apare din ce în ce mai des în prim plan. O explicație mi-a fost furnizată în cadrul dezbaterii venind din zona aceasta a strategiilor și a cotelor de fapt aprobate de către minister. Trebuie să spunem din start că ursul este un animal aflat la un capăt al lanțului trofic, el nu are un inamic natural adevărat. Prin urmare, istoric, populația de urși a fost reglată prin vânătoare. Evident, urșii din România sunt de sute mii de ani. Niciodată n-am avut o problemă cu această specie fiind cu adevărat în pericol de extinție la noi în țară, așa cum s-a întâmplat în alte state europene. Problema se pune cum se decide aceste cote de vânătoare, pentru că evident trebuie decise într-un fel în care managementul pe termen lung al speciei să fie în parametrii sustenabili. Dacă ne uităm la ultimii ani de zile, putem constata o evoluție a cotelor de vânătoare de la 435 în 2015, 421 în 2016, aceștia fiind primii ani în care cota a depășit 400 de exemplare pe an. Uh-huh. În 2016 a fost o decizie de a avea o cotă zero. Practic a fost o interdicție la recoltare. De acest aspect se leagă foarte multe discuții și foarte multe din temele dezbaterii, pentru că se reclamă din partea gestionarilor de fond de vânătoare că această interdicție a dus la o suprapopulare, care suprapopulare se pare că exista oricum pe un trend istoric din perioada recentă și că este nevoie de o cotă de vânătoare. Ministerul Mediului anul acesta a avut un grup în care s-au discutat toate aceste aspecte și undeva în vară s-au aprobat acea cotă de 140 de exemplare, aceasta fiind o cotă de intervenție. Pentru că atunci când vorbim de cote, vorbim de fapt despre două tipuri de cote. Este o cotă de intervenție care vizează eliminarea celor exemplare care creează probleme, care au un comportament pe care îl putem denumi deviant, dar există și o cotă de recoltare, cea pentru vânătoarea clasică. În anul acesta a fost aprobată această cotă de 140 strict pentru intervenție. Dar nu e foarte clar, cel puțin din perspectiva organizațiilor de mediu, ce presupune această intervenție, respectiv recoltare. Împușcarea urșilor, scoaterea din acel fond de vânătoare și mutarea în altă parte? Ce ați înțeles în urma dezbaterii? Deci, când vorbim despre aceste cote, se referă strict la eliminare, la împușcare. Evident că există niște proceduri și există de la caz la caz. Există consilii locale care au definit o metodă de intervenție care începe cu o tentativă de relocare. Uh-huh. În cazul în care aceasta nu reușește, se trece la etapa a doua. Această cotă cum funcționează? Dacă există într-o comunitate locală o problemă cu un urs devenit violent, care atacă, produce pagube, se depune la minister un dosar care documentează foarte bine toate aceste aspecte. Vine cu dovezi, vine cu o analiză și practic se cere aprobarea pentru împușcarea acelui urs.
Ministerul poate să aprobe sau nu, în funcție de datele de la dosar. Am cerut și aceste date vineri, în cadrul dezbaterii organizate la Senat. Mi s-a spus că au fost depuse anul acesta 187 de cereri de recoltare, de eliminare, dintre care au fost până în prezent aprobate 45. Deci din 140 cota aprobată s-au aprobat efectiv 45 de exemplare. Aici alte întrebări puse de organizațiile de mediu se referă, de exemplu, la aspectul următor. Cine ar trebui să intervină? Concret, ce instituție merge și împușcă ursul? Vânătorii? Jandarmeria? E o dilemă și aici. Avem instituția abilitate și vânătorii sunt cei care, la final, după ce există această aprobare, o vor pune în practică. Vă întreb asta pentru că, din perspectiva organizațiilor de mediu, și o să ascultăm puțin mai târziu și poziția unei reprezentante a WWF-ului din România, conform acestora, există o lipsă de încredere. Practic, nu ai garanția că acel om care merge și apasă pe trăgaci va împușca animalul care a fost fotografiat sau filmat atacând pe cineva, de exemplu, nu? Sau plimbându-se pe lângă o școală. Este un lucru discutat chiar și vineri și a fost o suspiciune ridicată chiar în cadrul dezbaterilor. La modul de într-un parc, nu, fără să fie discutat concret cu nume, într-un parc național a existat un urs care ajunsese să vină în comunitățile umane și a fost aprobat un ordin de intervenție, după care acel urs ar fi fost în continuare văzut și ar fi revenit. Deci, cumva, printr-o eroare, se ajunge la eliminarea altui urs decât cel pentru care a fost emis ordinul de eliminare. Ministerul a spus că aceste cazuri sunt puțin probabile și că dacă ar fi să știm despre asemenea situații, ar trebui semnalate, pentru că, în fond, putem ajunge să vorbim despre fapte penale. Dincolo de acest aspect, cred că problema la bază este că noi, de fapt, nu știm care este populația de urși din România. Nu știm exact. Într-un fel, mi-ați anticipat următoarea întrebare, pentru că tot auzim spunându-se că România are prea mulți urși. Împărtășiți acest punct de vedere? Pot să spun că avem mulți urși și cred că este o mândrie pentru toți că România este pe primul loc din punctul ăsta de vedere în Europa. Câtă vreme nu ar fi probleme din interacțiunea omului cu ursul și am putea găsi o cale de a coabita, așa cum sute de ani s-a întâmplat, cred că toți vrem să avem în continuare această mândrie de a avea cea mai mare populație de urși. Dincolo de acest aspect, dacă ne uităm la datele referitoare la estimările populației de urși, ele diferă foarte mult. Avem estimări care pornesc de la 3.000-5.000 de exemplare, cu precădere din zona ecologiștilor sau ecologilor, și ajung până la 8.000-10.000 de exemplare. Diferențele acestea sunt uriașe, iar faptul că noi nu avem o cifră cât de cât exactă, respectiv cu o marjă de eroare acceptabilă cu privire la populațiile de urși, consider că este principala problemă. Și am adus în dezbatere acest aspect, am și cerut public să avem demersuri în sensul acesta. Ministerul a spus că pregătește un proiect, cererea de finanțare va fi finalizată până la sfârșitul ianuarie 2018, iar recensământul probabil că va dura undeva până la 3 ani pentru a produce date relevante, pentru că mergi să măsori, să numeri odată populația de urși și trebuie să ai și o revenire pentru a vedea și fluctuația și deplasarea, de fapt, în teritoriu. Pentru că ne interesează acest aspect din două perspective, din perspectiva numărului total, că în funcție de asta există o cotă procentuală care îți asigură gestionarea unei populații pe termen lung, într-un mod sustenabil, dar există și, e importantă și din perspectiva geografică, pentru a identifica în ce locuri avem cu adevărat suprapopulare și în ce zone am putea eventual reloca. La ora actuală se pare că relocarea nu este o soluție pentru toate cazurile.
Bun, vă propun să ascultăm și perspectiva ecologiștilor, organizațiilor neguvernamentale. Mai exact, am discutat recent cu Orieta Hulea, director general la WWF România, care ne-a spus că urșii se pregătesc de hibernare și sunt atrași de resturile alimentare aruncate de oameni. Aceasta ar putea fi, în opinia dumneaei, una dintre explicațiile acestor apariții din ce în ce mai dese de urși în zonele populate de oameni. Ascultăm 5 minute de interviu și revenim. Bun, este cumva parte din ceea ce se întâmplă cu urșii în perioada asta anului. Ei coboară și sunt în căutare de hrană și în mod firesc, atunci când o găsesc și la îndemână, revizitează locurile respective. Aici vorbim în principal de gestionarea defectuoasă a deșeurilor și se obișnuiesc și revin. Cred că, așa cum am zis, ei sunt oportuniști, acest lucru se întâmpla și în trecut. Poate că în ultimii ani faptul că se depozitează mult mai multe gunoaie, asta îi face să vină din ce în ce mai des, dar cred că pe de altă parte este și vorba de o atenție mai sporită și din partea media asupra unor astfel de cazuri. Și poate că și populația este mai comunicativă din punctul ăsta de vedere. Cine ar trebui să intervină în astfel de cazuri? În astfel de cazuri ar fi fost ideal să existe acel serviciu de urgențe pentru animale sălbatice, pe înființarea căruia noi am solicitat-o, pentru care s-au făcut, la un moment dat au existat discuții și s-au făcut niște demersuri, însă acest serviciu nu este funcțional. Practic, acest serviciu ar fi trebuit să fie format din personal specializat în tranquilizarea urșilor și relocarea lor. Era de așteptat că un astfel de serviciu funcțional ar fi ajutat la gestionarea mai bună a unor astfel de cazuri, care, repet, cumva sunt normale în sensul de apariție și legat de și biologia speciei, ca să zic așa. Ei acum se pregătesc pentru iarnă, propriu-zis, și încearcă să-și ia resursele necesare de unde găsesc mai la îndemână. Ce soluții propuneți? Pentru că știu că din discuțiile anterioare îmi spuneați că o idee eficientă în alte țări ar fi instalarea de garduri electrice. Există însă unii oameni care și-au instalat asemenea garduri în jurul proprietăților și cu toate astea metoda pare să nu funcționeze. Doar gardurile electrice nu vor soluționa problema. Este nevoie de o gestionare mult mai bună a deșeurilor. Este nevoie să nu se mai hrănească chiar și animalele sălbatice pe fondurile de vânătoare în zone care sunt în proximitatea localităților. Este nevoie la fel de o informare a populației foarte bună ca să știe cum să își protejeze locuințele, proprietățile și pe de altă parte să știe cum să reacționeze în cazul prezenței unui animal pe proprietatea lor. La fel, să nu se apropie foarte mult. Vedeți că eu am văzut și în diverse știri, oamenii uneori au tendința de a se apropia, de a provoca și animalele care se adună la tomberoane și în zonele de depozitare a gunoiului, pentru că și urșii au dezvoltat o toleranță mult mai mare față de prezența oamenilor. Dar, așa cum am zis, toate aceste cazuri nu arată de fapt că nu se mai poate merge înainte fără soluții. Partea de acordare de compensații, tot procesul acesta trebuie continuat și oamenii să fie despăgubiți acolo unde se produc pagube. La fel, în cazurile în care există un individ care vizitează frecvent anumite zone, trebuie să se intervină prin relocarea individului respectiv. Acum mai avem și o altă problemă, că nu toată lumea este, adică proprietarii, gestionarii fondurilor de vânătoare nu sunt foarte deschiși în a primi acești urși și uneori ei sunt eliberați la distanțe care nu sunt suficient de mari de zona pe care o frecventau și se pot întoarce. Însă împușcarea pur și simplu a acestor indivizi nu este o soluție și nu va duce la soluționarea problemei. Are România prea mulți urși? Din păcate mi-aș fi dorit să avem un răspuns, măcar să știm câți urși avem cu siguranță.
fără un recensământ pe care noi continuăm să-l solicităm, nu putem răspunde clar la această întrebare. Este cert că există zone în care densitatea este mai mare și acolo sunt și zonele unde apar aceste incidente. Însă sunt zone în care populația, putem să spunem că a scăzut, deci avem nevoie de un recensământ, de o monitorizare a populației pe principii științifice ca un fel de bază de pornire în tot ce înseamnă măsurile care vor fi agreate în gestionarea bună a populației de urși pe care noi o avem. Abia atunci vom putea ști exact ce putem să facem. Acum se vehiculează această idee că a crescut foarte mult numărul de urși, însă nu există argumente științifice, solide, care să stea la baza acestei afirmații. Orieta Hulea, director general la organizația ecologistă WWF România, așadar, domnule Alan Coliban, un recensământ al populației de urși, mai puține deșeuri lăsate de oameni și eventual garduri electrice. Cum vi se par argumentele ecologiștilor? Sunt subiecte reale, valide, sunt total de acord cu ele. Aș adăuga, eu vin dintr-o zonă, vin din Brașov. O zonă care frecventată are un de istoric îndelungat cu urși. Țin minte, în anii 80, cred că era 85, vis-a-vis de casa bunicilor mei, care nu este aproape de pădure, cred că faci 2 km ca să ajungi în pădure, și e undeva la mijlocul străzii. Vis-a-vis sărise o ursoaică cu pui, vedeai dimineața urmele pe gard. După aceea se știe, a început de problema cu urși și gunoieri, de-au ajuns și pe Discovery, în zona Răcădău. Discutând cu custodele Ariei, de la Brașov, mi-a spus că, de fapt, partea de gestionare, au încercat să închidă containerele, au încercat să le împrejmuiască, au încercat să le îngroape. De fapt, ce a funcționat cel mai bine a fost hrănirea urșilor în mediul lor. Deci să le asigurăm hrană, pentru că în anumite situații vorbim de o restrângere de areal, care, de fapt, poate să fie în foarte multe situații. Mediul antropic se extinde. Vedem că intervenim, tăiem păduri. În multe situații, dacă privim problema și în conjuncție cu o creștere a populației de urși, evident, habitatul lor se restrânge și atunci ursul e nevoit să-și caute hrana și în alte zone. E bine dacă gestionarii de fond de vânătoare fac hrănirea lor în habitat și departe de așezările umane, putem să-i ținem acolo. Nu e puțin riscant? Adică nu există și varianta în care urșii se obișnuiesc astfel să fie hrăniți, se obișnuiesc și cu prezența omului? Evident că există riscul ăsta. Există și problema e destul de sensibilă și la nivel legislativ, dar e important cum faci și hrănirea aceasta, pentru că dacă o faci cu alimente, cu produse care să fie apropiate de obiceiurile culinare ale ursului, poate să fie o soluție. Dacă în schimb venim cu produse procesate și, cu zaharuri, de exemplu, dacă am mânca ciocolată, probabil că nu ne-ar mai plăcea afinele la fel de mult. Și probabil că aceste lucruri pot să ducă la schimbarea comportamentului culinar al ursului și să-l determine să vină în căutarea acelei hrane care i-a fost furnizată. Dar toate acestea sunt mai degrabă semnale de alarmă și ipoteze. E important să avem, în primul rând, un plan de gestionare a speciei. O strategie. La ora actuală nu o avem. La ora actuală au existat doar aceste cote aprobate an de an și e foarte important că există un grup de lucru. Astea aspecte pe care le-am aflat și au fost, de fapt, confirmate în cadrul dezbaterilor. Există acest grup de lucru la minister și există în lucru acest plan de gestionare a speciei urs, care ni s-a promis că până la sfârșitul anului va intra în dezbatere publică. Facem o scurtă pauză, după care revenim la discuția noastră cu Alan Coliban, președintele Comisiei pentru Mediu din Senat. Ne reauzim în 2 minute. Romstal recomandă cronotermostatul comandat prin internet.
Cronotermostatul reprezintă o modalitate de a controla temperatura ambientală utilizând cele mai avansate tehnologii. Accesarea acestuia și manevrarea programelor cu care este prevăzut se realizează de la distanță prin conexiune wireless. Cu un simplu telefon inteligent sau laptop și acces la internet, este foarte ușor și la îndemână să verificăm sau să ajustăm climatul ambiental din locuința noastră. Astfel, de oriunde ne-am afla, putem cunoaște și putem modifica parametrii de funcționare ai sistemului termic pentru a reduce consumul de energie. Cronotermostatul este esențial pentru eficiența energetică foarte ridicată a locuinței, contribuind la diminuarea cu până la 50% din consumul regulat de energie. Acesta oferă 3 posibilități de control și 6 programe diferite. Putem alege unul dintre programele prevăzute pentru a-l aplica fie într-o zonă a locuinței, fie în două zone ale locuinței, fie pentru o singură zonă și pentru apa caldă. Avem posibilitatea de a regla chiar și temperatura apei calde menajere în funcție de necesități. Cronotermostatul indică toți parametrii de funcționare pe care îi putem vizualiza cu ușurință. În acest fel putem controla eficient, de la distanță, modul de funcționare al centralei termice. Climatul ambiental al încăperilor va fi perfect ajustat pentru a preveni orice risipă de energie. Este foarte simplu să beneficiem de un consum mult mai redus și control total asupra mediului ambiental și sistemului de încălzire din orice loc am fi. Pentru persoanele active care nu au timp la dispoziție, cronotermostatul este opțiunea cea mai bună pentru a se asigura că nu se utilizează un consum inutil de energie și pentru a beneficia de confort termic ideal. Romstal, universul instalațiilor. Am revenit în studio, sunteți la RFI, la emisiunea Planeta Verde. Lângă mine se află senatorul USR Alan Coliban, președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, comisie care a organizat recent o dezbatere pe tema carnivorelor mari, în special urșilor, care coboară în zone populate de oameni. Îmi vorbeați mai devreme de acest plan de gestionare a speciei de urs, care... Concret, ce ar trebui să prevadă în opinia dumneavoastră? Pentru că pe hârtie România, știm, are foarte multe strategii, foarte multe planuri, dar puține dintre ele sunt și aplicate, sunt și puse în practică. Cum ar trebui să arate? Noi avem câteva lipsuri. Dacă ne uităm la o abordare integrată și completă asupra acestei probleme, sunt câteva zone în care până acum nu am avut nicio activitate. De exemplu, în cadrul dezbaterilor a fost un raport prezentat de către domnul Ceaba Borbei, din președintele Consiliului Județean Harghita și raportorul României pe această problemă în relație cu Europa, raport care arăta faptul că există fonduri disponibile prin FADR, există fonduri europene disponibile prin care se pot finanța o grămadă de măsuri care ne-ar ajuta în gestionarea sustenabilă a speciei. Fonduri care pot să meargă pentru conștientizare, deci să ajutăm și oamenii să înțeleagă mai bine interacțiunea cu carnivorele mari. Pot să meargă pe zona aceasta de studii și de monitorizare, adică putem plăti un recensământ al urșilor, că de foarte multe ori când am discutat despre recensământ, se spunea asta costă foarte mult și nu avem fonduri. Nu, putem folosi bani europeni pentru asta. Putem să mergem inclusiv pe măsuri de prevenție. Și nu e vorba numai de garduri electrice, care într-adevăr sunt o măsură eficientă în anumite situații, dar putem vorbi despre câini de pază, putem vorbi despre încurajarea unor metode, pășunatul tradițional fiind una dintre ele. Prin urmare, există o zonă de care noi încă nu ne-am atins ca stat și există o platformă la nivel european, platforma pentru carnivore mari, care a prezentat un raport în octombrie 2017, raport care în zona de măsuri de îmbunătățire pentru viitor menționează România ca fiind unul dintre puținele state care nu a accesat genul acesta de fonduri. Deci aceste lucruri pot să vină în completare și ar trebui să facă parte din acest plan național de gestionare. Pe lângă asta trebuie să ne uităm și la nivel legislativ și a fost unul dintre punctele dezbaterii de vineri. Dincolo de a înțelege o problemă care tot vine pe masa noastră la Comisia pentru Mediu, am pus și întrebarea, bun, concret, ce putem face noi ca parlamentari? Pentru că majoritatea măsurilor țin de executiv, țin de minister. Ce putem face noi în Parlament? Ne lipsește legislație? Ni s-a spus că putem îmbunătăți partea de despăgubiri.
Avem pagube produse de către urs, avem victime, uneori din păcate cu invaliditate și cazuri speciale. Și este în continuare de lucru la legislația în domeniu, la legislația în domeniul despăgubirilor și în domeniul măsurilor de prevenție. Da, iarăși vă întreb apropo de cât de mult contează legislația, dar și aplicarea ei, pentru că anul trecut, din câte ține minte, a fost decisă înființarea acelui serviciu pentru situații de urgență în cazuri de animale sălbatice. Teoretic și practic, un om care vede un urs pe strada lui sună la acel serviciu și mai departe instituția respectivă știe ce are de făcut. Instituția aceea încă nu este funcțională, deși s-a discutat de un an de zile despre ea. Aici, care ar fi soluția? Cum accelerezi pașii aceștia? Din păcate, în multe domenii, Parlamentul și-a făcut treaba la nivelul acesta de a da niște legi și a seta un cadru. Punerea în aplicare ține de executiv și acolo de multe ori pot să fie decizii tehnice sau decizii politice. Cum putem să le influențăm? Putem să le influențăm și prin presiunea aceasta și prin a aduce în discuție, a pune pe agenda zilei niște subiecte care, iată, încă își caută soluții. Pentru că, să recunoaștem, undeva se blochează întreaga procedură și în acest timp oamenii au de suferit. Au fost cazuri recente, un bătrân de 90 ceva de ani atacat în propria curte de un urs. Ei așteaptă o soluție practică. Știu. Și deblocarea cumva acestor situații. Știu. La ora actuală soluția este aceasta. Autoritățile locale documentează cazul, trimit la minister, vine aprobarea când vine, pentru că există evident o latență, o diferență de timp de când s-a produs incidentul. Documentarea, pregătirea dosarului, trimisul la minister, aprobarea, vorbim probabil de cel puțin 2 săptămâni. Asta este o durată menționată în cadrul dezbaterilor, dar evident variază de la caz la caz. În timpul ăsta, respectivul urs, dacă într-adevăr are un comportament deviant, poate să atace din nou. Sau, cum spunea altcineva, poate să ajungă de la Suceava până în Argeș. Adică, nu știu în ce măsură suntem cu adevărat eficienți în a interveni pe cazurile grave. Am fost de curând la Cabana Postăvaru, aproape de Brașovul meu natal, și ne spuneau, uite ce pagube au fost, că a intrat, a distrus. Deci chiar cazurile acestea se repetă și ar trebui să găsim soluții mai eficiente și mai rapide. În anumite situații nu e de vină și omul? Adică, sigur, vrem cu toții turism, dacă se poate să mergem la o cabană chiar în inima pădurii, dar... E ok să-ți ridici o pensiune în vârf de munte sau chiar în inima pădurii și apoi să fii vulnerabil la acest gen de atacuri din partea unor carnivore mari? Cabanele din munții României există de mai bine de 100 de ani. Primele ridicate de SKF-ul, de Societatea Alpină Transilvană, există de mai bine de 100 de ani. Evident că interacțiuni vor fi între om și carnivore. Întrebarea este cum facem să fie cât mai rare și cât mai puțin păguboase de ambele părți. Că, într-adevăr, dacă se întâmplă accidental să te întâlnești cu ursul, de cele mai multe ori nu te va ataca. Asta e un lucru pe care știu de când merg pe munte, de câte ori am vorbit cu oamenii muntelui. Însă, pentru anumite exemplare la care se manifestă această schimbare de comportament, există și este necesară intervenția. Și am susținut-o și în plenul Senatului de mai multe ori. Este nevoie să ne gândim, în primul rând, la măsurile care protejează specia și protejează și omul. Deci siguranța omului ar trebui să fie pe primul loc. După aceea, ar trebui să ne gândim la toate măsurile alternative, iar treaba aceasta cu împușcarea să fie ultimul lucru pe listă, dar în continuare ar trebui să existe pentru cazurile cu adevărat grave și speciale. Apropo de recensământul la care v-ați referit mai devreme, contează și cum va fi realizat și de către cine? Există metode moderne de a face astfel de evaluări? Cu siguranță contează și da, există metode moderne, există varianta aceea cu cipare și există și o metodă ADN, care e mai puțin invazivă la nivelul populației de urși. Respectiv, se recoltează din excremente, din rămășițe, se recoltează ADN-ul și prin asta poți să observi și câți indivizi diferiți sunt și o migrație a acestora, o circulație a lor.
Contează și cine face acest recensământ, pentru că nu există riscul dacă îl face doar, nu știu, dacă îl fac doar vânătorii sau reprezentanții autorităților locale, cifra finală să fie umflată? Iar dacă îl fac doar ecologiștii să fie din contră o cifră mai mică? Este o întrebare foarte bună. Din felul în care ministerul a pus problema în cadrul dezbaterilor, înțeleg că este o îngrijorare pe care o au și dumnealor și practic va fi obiectul unei proceduri de atribuire. Deci va fi o licitație și contează foarte mult condițiile de calificare pentru acea licitație. Evident, ar trebui să fie făcută de experți și cât mai imparțiali. În tot procesul acesta și în toate discuțiile, de fapt, sunt două perspective. E perspectiva așa numită ONG-istică și perspectiva gestionarilor fondurilor de vânătoare. Până acum, gestionarii fondurilor de vânătoare au avut un dublu interes și tot timpul, de fapt, îl vor avea. E interesul economic, acela de a organiza vânătoare, dar și interesul de a conserva și de a ajuta specia. Probabil că există uscături în orice pădure, dar în continuare gestionarii fondurilor de vânătoare au rolul cheie în proces și e important să-și facă treaba responsabil și judicios, pentru că ei se ocupă și de felul în care ursul e hrănit la ora actuală și de gestionarea populației. Se spunea la un moment dat că această suprapopulare, din păcate, dacă ar fi să o cuantificăm și să o evaluăm, să facem un recensământ, am constatat că sunt foarte multe exemplare tinere și că multe dintre exemplarele cu valoare din perspectiva vânătorii au fost eliminate. Acum, nu sunt de specialitate, acestea sunt foarte multe supoziții, foarte multe emoție. De ce avem nevoie acum sunt acele date. Să revenim la partea rațională și să vedem cum putem face gestionarea sustenabilă. Și încheiem cu acest apel la rațiune pe undeva. Mulțumesc mult pentru prezență. Președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, Alan Coliban, parlamentar USR, este lângă mine. Am discutat despre aceste cazuri din ce în ce mai des raportate, cazuri de urși care atacă oameni în localitățile de munte. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim la următoarea ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!